Gerhard Schröder s-a născut pe 7 aprilie, în urmă cu 71 de ani și în acel fierbinte 44, în vară, tatăl său, Fritz Schröder, a murit ca soldat în România. Fiul avea doar câteva luni, iar seniorul era înmormântat în pământul mioritic la Ceanu Mare, Cluj. Gerhard va lucra mai târziu ca vânzător în Göttingen, localitate în care va absolvi dreptul. Va urma lansarea sa în politică, alături de social-democrații germani, din Social-Democratische Partei Deutschlands. Ajunge președinte al partidului și cancelar al Germaniei, al 7-lea din istoria statului federal. După primul mandat de cancelar, funcție supremă în Germania, Schröder mai obține unul în 2012, după disputa cu reprezentantul Uniunii Creștini Sociale, Edmund Stoiber. Cariera de cancelar federal a lui Gerhard se încheie pe 22 noiembrie 2005, odată cu depunerea jurământului de către Angela Merkel, succesoarea sa în funcție.